În urma Convenției Naționale Extraordinare de sâmbătă, democrat-liberalii și-au ales președintele partidului. Cu 2.344 de voturi pentru, Vasile Blaga a fost reconfirmat în funcția de președinte al Partidului Democrat-Liberal. Principalul contracandidat, Elena Udrea, a întrunit 2014 voturi, iar Monica Macovei 209. Vasile Blaga a câștigat funcția de președinte al PDL prin obținerea peste 50% plus 1 din voturile delegaților. În momentul în care acesta și-a prezentat moțiunea cu care a candidat, susținătorii lui l-au aplaudat puternic, arătându-i că îl susțin necondiționat, în final victoria fiindu-i atribuită. E greu uneori să pierzi, pot să înțeleg asta și eu am pierdut cum am pierdut în 2011, dar niciodată nu mi-am pus la îndoială corectitudinea și cinstea colegilor care au numărat. Dragi prieteni, există viață și după 23 martie. Iar treaba noastră este aceea de a veni în fața Consiliului Național de Coordonare care să decidă o echipă puternică pentru acest partid. O echipă unită care să se bată cu USL-ul. Din punctul meu de vedere, lucrurile se încheie aici. Bătălia este cu USL-ul. Dumneavoastră ați decis azi în deplină cunoștință de cauză. Aștept o echipă puternică la conducerea partidului. O echipă unită din ambele moțiuni, din toate trei moțiunile. O echipă care are trei lucruri de îndeplinit. În primul rând, reconstrucția partidului nostru. O bătărie continuă cu USR-ul, nu cu prietenii în USR. Eu n-am fost niciodată în PSD, nici în PNR. Eu am fost numai în partidul ăsta și de aici se plec acasă. Nu accept ca cineva să-mi pună la îndoială loialitatea față de partid, după ce te-ai plimbat peste tot. Vasile Blaga a fost susținut de secretarul general al partidului, Gheorghe Flutur, pentru un nou mandat în fruntea partidului. Mesajul lui Flutur a fost de unitate, de reconstrucția unei drepte puternice în jurul PDL. Haideți să votăm astăzi președintele cu mandat întreg, cel mai potrivit om pentru momentul de față, pe domnul Vasile Blaga. De ce Vasile Blaga, dragi prieteni? Pentru că anul trecut și-a asumat răspunderea într-un moment greu, să fie președintele partidului. Nu e drept să-i dăm doar 6 luni lui Vasile Blaga, altor președinți le-am dat un mandat întreg. Haideți să-i dăm un mandat întreg să-și pună în valoare capacitatea de echipă, de bun organizator, de strateg confirmat și nu în ultimul rând pentru că iubește și ține partidul. Și când spun ține și la putere și în opoziție și când câștigi, și când pierzi, și când e bine, și când e greu și riscant să fii membru PDL. Ăsta este Vasile Blaga și mai am un considerent. Am fost camarad de luptă cu Vasile Blaga când am construit Alianța Dreptate și Adevăr alături de adevărata alianță, alături de Teodor Stolojan. Am făcut parte din guvernul aderării României la Uniunea Europeană. Am înființat Partidul Democrat Liberal. Haideți, dragi colegi, astăzi să-l alegem pe Vasile Blaga, președintele Partidului Democrat Liberal, pentru construcția dreptei adevărate din România. Cel care s-a ocupat îndeaproape de organizarea Convenției Naționale a PDL a fost Ioan Balan, președintele Comisiei de Pregătire a Alegerilor. Ioan Balan și-a exprimat bucuria că victoria a fost de partea lui Vasile Blaga. Tot poporul PDL trăiește o bucurie că la aceste alegeri ne-am ales un președinte, ne-am ales viitorul. Mă bucur, ne-a spus de mult, că după o lună în care cei trei lideri de moțiuni au fost prin țară și au prezentat moțiunile și până la final poporul PDL a ales președinte pe Vasile Blaga. Mă bucur pentru lucrul acesta, nu ascund faptul că Vasile Blaga îmi este un vechi prieten, un vechi pedist. Eu fiind pedist din anul 96, vă dați seama că atâția ani de zile am avut timp să ne cunoaștem foarte bine. Ce gânduri plecați? Gândurile sunt de reconstrucție și sunt gânduri de muncă, așa cum s-a spus astăzi aici. Toți susținătorii moțiunii Blaga au spus că principalul lucru este îndemnul la muncă, la muncă în teritoriu, în care fiecare organizație locală să fie evaluată, să treacă prin focul alegerilor și e foarte bine atunci când sunt mulți candidați și se alege cel mai bun.